Do what you want, cause a pirate it's free. So play Minecraft. Ok, deci aici mai momentan a început o lume. Da, am început o lume și merge leacă mai bine. Filmam cu bandicamul și mergea așa de groaznic încât am renunțat să mai continui. Hai să luăm lemn. Lemnul e cel mai important. Fără lemn n-ai putea să faci târnăcoape. Să crafting table. Chest. Pat. Și alte lucruri. Ei bine. Bun. Am ras un copac de pe fața pământului. Uitați-mi skin-ul meu de la SWAT parcă. Cred că să-mi schimb, nu știu, posibil să-mi schimb skin-ul în fiecare video. Ok, deci am o idee să fac ceva gen, ceva mare. Fine, ferme automate. Gen, dai pe manetă și curge apa și se face ud pământul, nu mai trebuie să faci tu nimica. Da. Fac foarte multe serii. Adică mai multe, cum ar fi Minecraft, hardcore. La naiba să le ia. Pentru că am jucat pe hardcore când eram single. La naiba. Mi-era frică să ies din casă, efectiv. Și n-aveam eu cine știe ce casă. Eram într-o casă fără acoperiș. Știu la ce vă gândiți. Mamă, la ce fricos ești să-mi bag ceva. Ok, deci. De data aceasta, seria de Minecraft a fi una mai fucking, ai, uite, dragă, mai mare. Do what you want, cause a pirate is free. So, I have this one. Ok, deci o să iau pe tine. Hey, Clay, posibil că să fac, nu știu. Nu, no, mă gândesc, am nevoie de foarte mult lemn în ceea ce o să fac. Hai să-mi pun un pumpkin pe cap, doar să sperie animalele. Sunt frumos, nu-i așa? Da. Dar și tu ești frumos, nu? Taci din gură. Nu mai vorbi așa de urât, mă. Animalule. Hai, așa. Spune-mi acest crafting table jos. Să facem niște bețe. Do what you want, cause the pirate is free. Nu mai pot să-mi scot chestia asta din minte, deci chiar nu mai pot. Okay. Acum am venit să nu te cruț, am venit să te omor, animalule. Mersi pentru piele, chiar am destulă piele pentru o șoseată. Hai și tu, dă-mi pielea ta, yeah, am trei piele. Vreau să fac cizme. Nu, serios, chiar vreau să fac cizme. Hai să luăm și de lemn din ăsta, nu știu de ce, dar poate să ne fie de ajutor. Poate la decorarea casei sau la obiecte, pentru că eu mai mult folosesc celălalt fel de wood. Și e normal să folosesc de ambele. Eu cred că o să folosesc pentru decorare interioară și pe acesta și pe celălalt. Okay. Deci ce mai trebuia să fac? Oare mai întâi să fac o casă în peșteră? Nu, vreau să-mi fac o casă, dar trebuie să găsesc un loc mai fără de nivelări. Un loc mai drept și cizme. Vino cu animalul, vino cu unde fugi, mă, animalule? Pot să fac o cască deja. Animalul, crafting table, da, uite, pot să mai fac și altul. Animalule, ești un animal pentru toate animalele din lume. Da, toată lumea știe asta. Cred că am găsit un ravin. E mare. Și conține și lavă și apă. Cine nu conține? Ce ravin nu conține nici măcar un apă și un... Bine, am mai văzut. Asta e un ravin lung. Se pare că am dat spre... Adică am descoperit cea mai mare și nici chiar cel mai mare ravin. Și dincolo fac vagi și flori. Și un sapling pe care îl pun în pământ. Uite, locul ăsta e perfect, dar trebuie să arată cam toți copacii ăștia. Hai să omorăm vaca asta. Ești o insultă pentru toate vacile. Vreau să fac niște pantaloni și niște... și eu o tunică. Pentru că
O să mă ajute în călătoria mea. Călătoria mea o insultă. Ok. Fuck. Și sper să nu ne retragem cum ar fi să stăm într-o mini casă de 2x2. Uite alt ravin. Sau dacă nu e același. Uite o vacă. Sper să caz. Asta e mai mic așa. Fel de marele canion. Nici chiar. Canion. Marele. Micul. Marele foarte micul. Canion. Mai bine aș face o casă în apă să-mi bag piciorul. Uite cu toporul te iau. Bă, mi-am aruncat și toporul. Du-te bă de aici. Vino cu avacă. Nu poți să fugi tu de mine. Sunt imperial. Au lavă. Ai, fuck you. Fuck you am zis, bă. Animalule, vezi că vin acum și te tai. Hai că tai acum, nu mai vreau să ratez șansa. Oportunitatea cea mare. Să tai un copac așa de frumos ca tine. Penisule, ok. Un cic cu lava asta, serios, nu chiar, serios. Că acolo lava nu prea văd. Văd numai apă, scurge. Uite ăla că de lava acolo, dar n-avea cum să sune așa de tare. Parcă zici că era fix lângă tine. Alt ravin, să-mi bag piciorul, ce cu toate ravinile astea? Aba nu, cred că e același. Da, e același. Uite numai că ăsta are și acoperire și tot se întinde și se întinde și se întinde. Mama mea, hai să te arunc în ravin, vacu. Te omor și ți iau și carnea, dar și pielea. Uite, două vaci. Hai. Una peste alta. Muri animalul. Animalule. Animalul animalelor. Vino în coaie. Vino în coaie. Animalule. Fugi tu de mine. Hacea pe la spate te-am luat. Vino în coaie animalul. Animalul. Vaci misogine ce sunteți. Să vă arunc de la balcon animalelor. Ok. Se pare că trebuie să mănânc. Hai să mâncăm ceva rau. Așa că fum normal că ok, hai să ne facem un crafting table. Să ne facem armura aia cum am. Pur și simplu m-am... Hai m-am face mai întâi și o sabie. Am un schelet. Și un enderman. Dar mai bine că nu se putea. Ok. Mai întâi să începem cu pantalonii. Eu cred că îmi fac niște șosete. De ce așa de liniște? Aha! Unde e animalul ăla înalt care joacă basket? Perfect. Deja mi-e frică, nu mai vreau în zona asta. Și nu stai cu mine crafting table, știi că ești un animal. Animalul animalului. Tatălui meu este un animal. Ah, fuck, steagul americe. Ce caută pe desktop-ul meu, poate asta vă întrebați. Nu-l vedeți. Yeah, oi, ne facem pat, băieți. Sau fete, contează. Veniți în coace animalelor. Nu, dar cred că să-mi fac singur. O să fac un crafting table și după îmi fac un pad lângă. Sau un furnace după. Nu m-am dus la mine atunci. Fac. Vino în coaie. Hai să minăm. Dar n-am târnăcop. Să-mi trag două palme și la fund și pe față. Ok, hai să pun aici. Dacă să-l fac. Hai să fac lemnul ăsta. Ok. Fuck, give me back. Îți vreau sufletul. Se întunec afară.
Mamă, dar ce repede se întunecă să-mi bag piciorul. Da, s-a întunecat repede. Foarte repede să-mi bag. Crafting table. Fă un pat repede. Nu știu de ce, mă, dar mă simt de parcă a juca pe... pe hardcore. Dar nu joc, joc pe easy. Ok, să ne băgăm aici undeva. Să ne punem patul. Repede, repede, repede. Nu știu de ce, dar... Animalul. Animalul. Stai acolo, fă. Ok, deci am început bine seria. Am început bine seria. Și mă refer că acum, după ce ieșim, să ne ducem după oase și după toate cele, că nu strică niște carne de zombalău cu niște oase de scheleton. Uite ăștia. Aha! Cine arde acum, ha? Urăsc pe engine. Nu se risc, chiar urăsc pe engine. Șcam pe un server din ala bucket. Când e odată internet de... Și acolo e un paianjen, nu știu ce naiba căut acolo un paianjen. Și m-a aruncat în lavă. Dar bine că atunci eu mă duceam să recuperez celălalt iteme. Atunci am fost omorât de pigmen. Măcar itemele mele au rămas pe pământ. Și mi-am recuperat itemele, deci nu e nicio poveste tristă sau ceva. Bun, hai să ne întoarcem sus să vedem ce minunăția lui Apollo am mai găsit și noi pe aici. Ok, hai să ne facem o casă în copac. De ce nu? What the fuck? Ok, deci avem lavă lângă noi, avem și apă lângă noi. Bun, hai să ne facem o casă în copac. Nu vreau copacul ăsta, vreau unul mai înalt, foarte înalt, dacă s-ar putea. Totuși, vreau să fac o casă normală, dar acum fac altceva. Ei, totuși mi-am luat patul cu mine. Un început bun. Excepțional. Ah, credeam că am găsit un alt pat. Vino cu a găină. Și tu la fel vino cu mine, animalule. Animalul! Animalul cu... are porumbelul, porumbel. Unde fuge? Ui, porumbel. Vino încă. Vino încă, e. Uite animalul cum fuge. Vino încă. Ai noroc, ești mai mult așa. Poți treci prin boschet, dar nu scap tu de mine. E 19 grade afară și înourat. La mine bate soarele în geam. Bine o gândi și ăștia. Ok, hai să ne facem niște scări. Fuck. Eu scări. Hai mă, ce naiba? Nu se serios, chiar vreau să fac așa, dar nu știu cum să le țin să rămână așa. Așa că trebuie să fac așa, că mă enervează. Și avem atâtea stacuri de bețe. Fuck the bețe, fuck the police, fuck the everything. Ce mai poate fi fact? Scări. Bine, e un copac destul de mare, părerea mea. Deci cam atât la noi. Bye bye.